Pace și bună dimineața! Astăzi vreau să fac o tocăniță de pipote, de rânză, cu mămăligă. Și acum pun un morcov, pun ceapă și pun și un ardei, un dovlecel, dar prima dată fac ceapa, o călesc cu morcovul și după aia pun ardeiul mai târziu, că ăsta e crud și se face repede. Acum se pune numai ceapa, după aia se pune pipotele și după aia ardeiul, că ardeiul e foarte crud și se topește tot. Și atunci când servești, nu mai găsești din ardeiul ăsta. Păi se topește. Dar dacă îl pun mai la sfârșit, atunci e mai bine. Tăiem ceapa. Nu-i multă ceapă, fiindcă îs pipote și ficăței, dar ficăței o să-i pun mai târziu. Și atunci ceapa asta, dacă se călește, scade. Așa. Avem și un morcov. Îi dă și ăsta o dulceață la tocăniță. Așa. Punem ulei și de frumul. Așa. Aici am și sare și un pic de condiment. Punem aici să călim. Punem și puțină vegeta, nu mult. Și punem și un pic de sare. Și cu asta am terminat aici. Ceapa s-a călit bine. Și acum putem pune și
brânza sau picota. O punem și pe ea să se călească acolo. La sfârșit am câteva bucăți de picăței. Acolo o să ne fac friare. Și pun și pe aia, dar la sfârșit. Acum lăsăm aici bine să se călească. Să meargă treaba mai repede. O scăzut, vedeți? Ceapa chiar nu mai e. O scăzut tot. Și acum punem ardei. Nu știu unde e ardeiul meu la lac. Aici. Uitați, mie așa îmi place să tai ardei. Cui nu-i place așa să-l taie pătrățele. Că m-a comentat cineva că nu-i place cum l-am tăiat, că de ce l-am tăiat în tocana cu găluște, de ce am tăiat ardeiul așa. Un papricaș. Da, papricaș. Am tăiat așa și nu i-a plăcut la doamna. Dar uitați, mie așa-mi place. De ce nu l-am tăiat pătrățele, mă gândesc. Acum putem pune și ardeiul ăsta, fiindcă ceapa s-o căli bine. Punem și dovlecer, că îi dă un gust minunat, plăcut. Nu știu de ce îl curăț, dar acum m-am apucat să pun. Acum ar pune și dovlecelul ăsta și ăsta e bine venit aici, îi dă un gust minunat. Și am aici niște ciuperci, le-am luat exact înainte de Crăciun cu o zi, două. Și acum am zis, acum vreau să mă scăp de ele. Și le punem aici. Spălate. Așa. Acum nu o să mai lăsăm atât de mult, fiindcă tot e gata. Decât ciupercile cu dovlecelul, cu ardeiul să fac un pic. Punem puțină vegeta. Naturală. Și acum punem capacul să se moaie. Pune picăței ăștia aici, să mă scap și de ăștia. Așa, le facem loc aici în mijloc ca să se facă repede. Da, și să se fac imediat.
Aici e gata. Cine vrea să pună suc de roșii, să pună. Și cine nu, nu. Cine vrea să pună usturoi, să pună. Cine nu, nu. Deci se poate pune aici și usturoi și suc de roșii. Sau nu se poate pune. Deci eu nu pun. Eu nu pun că e mai, o mâncare mai liniștită așa. Dacă pun sucul de roșii și usturoiul, e mai acidulată cumva, e mai greu la fiere, la ce avem noi, cum să zice, că ni-i rău de ea. De suc de roșii și cu usturoi. Frumos ai. Dar eu aș putea pune, să știi, dar nu știu ce să fac, că mi-e frică să nu ne fie rău. Dar așa știu precis că nu-mi e rău. Așa-i fără. Dar așa are un gust minunat. Da. Acum noi am terminat cu... Dacă pun câteva roșii, atunci e ca și un ghiveci. Nu zic, nu, nu știi? Nu zic să pun, dar dacă. Dacă. Roșiile scumpe. Și nu avem mădânale așerii. Exact. Lasă, că e bine și așa. Nu, dar zic cine dorește, știi? Cine dorește, i-am spus că poate cine doriți, mai spun o dată, nu să-mi puneți de vină. Cine dorește să pună suc de roșii și 2-3 căței de usturoi, să-i pună. Eu n-am pus, nu mai pun usturoi și nu mai pun nici suc de roșii. Am terminat. La mămăligă punem atâta sare, o jumătate de linguriță de sare. E suficient. Așa. Și acum, cum să iau de aici? Acum lăsăm un pic să fiarbă. Cred că am pus destul. Să știți că bunica mea nu făcea mămăliga cum fac eu așa, să pui în ploaie făina de mălai. Ea punea, punea apă și turna acolo așa și fierbea grămada aia acolo, nu știu să vă spun, ea făcea altfel. Eu așa m-am învățat să fac cum fac grisul, cum să zice. Vedeți pe cum lăsați să fiarbă, ea se îngroașă.
începe să se lege. Mai o lăsăm un pic și gata. Vedeți, când face așa bulbuși din ăștia așa, atunci îi spre gata. Păi în curță. Unde? Păi unde le-ai lăsat? Uite acolo, în partea celus. Acum punem atâta unt. Așa. E mai gustoasă dacă punem untul ăsta. Câteva cubulețe, vedeți? Deja s-a făcut că am văzut că pe fund a prins coaja aia, uitați, vedeți? Acum e gata. Am terminat. Mama linguța, ia ca așa, nu bun. Să aranjăm. Dar crezi că pot? Așa. Aici am un soare de gâscă, ca să nu se lipească, fac așa. Și fac așa, să pun și tocănița aia ce am făcut. Ia ca așa, că nu se lipește de asta dacă am pus un soare, știi? Uite așa. Și am făcut loc și la dânsa. Și luăm de aici. Și punem aici. Aici avem ciuperci, avem rânză sau pipotă, avem de toate. Și pun așa. E bine așa, am zis? E bine. E suficient.
Recunosc că nu arată bine, că nu are ceva aici a design. Ia că fac așa. E prea mare asta. Și pun asta. Bine. Și are și dovlecel. Aici e o bunătate, de-aia n-am mai vrut să pun, că puteam să pun suc de roșii, dar ar fi stricat gustul, să știți. Pentru mine ar fi stricat. Acum alții, dacă zice că nu e adevărat, să nu fie, dar eu așa știu că i-ar fi stricat gustul. Ăsta e un gust minunat, așa cum e. Așa roata. Și acum am făcut farfuria. Frumușucă. Eu zic că ești minunat, încercați că nu se vă pare rău, e foarte fain. Și altceva ce să vă spun, ați văzut pas cu pas, prima dată am pus ceapa la călit cu morcovul, după aceea am pus pipotele cu ficățel, da, ficățelul la urmă, pipotele, am mai lăsat, după aia am pus ardeiul, ficățelul și... Dovlecel, chiar și dovlecelul, da. Și așa au ieșit o mâncare. Dar dacă puneți dovlecelul, înseamnă că iasă foarte dulce și mult. Și eu n-am mai vrut să-i stric gustul ca să pun și suc de roșie. Am mai spus asta și mai spun. Vreau să șterg aici, că nu mă sunt eu bine. Da, domnul. Așa. Și cam atât. Vă dorim numai bine, vă lăsăm cu pacea lui Tatăl Ceresc, să vă poarte de grijă și vouă și nouă. Și aceasta este realizarea mea. La ce ai pățit astăzi? Mă grăbesc. Unde? Nu știu. Bine trenul? Aceasta este realizarea mea. Mulțumim la Tatăl Ceresc, dă nimic, face mâncăruri bune, nu costă mulți bani. Nu musai în fiecare zi să faci mâncare numai de Crăciun și de Anul Nou. Se mai poate face și așa, cu bani puțini. Ați văzut acolo când mă duc eu la Kaufland cu 7 lei, 8 lei și se rezolvă. Și am făcut de două ori, să știți, din caserolele alea. Am făcut de două ori mâncare. Au zis o doamnă dacă ai putea să gătești rețete cu carne de iepure. Să știți că, fiind diabetică, m-a plăcut foarte mult să fac mâncare cu carne de iepure, dar nu mai este lângă noi, pe aici, pe undeva. Deci era chiar la noi în piață și mergeam când eu am vrut și era și pescărie și era și cu carne de iepure. Și era și somon afumat, mai știi? Ai, unde era carne. Și îmi luam ce vreau eu. Acum nu mai avem așa ceva și atunci... Trebuie să caut și așa mai departe. Mâncăruri dietetice pentru diabet. Am făcut când făceam la Dacian regimurile și nu prea le-a plăcut la lume. O zis că ei nu sunt oameni bolnavi să fac numai așa ceva. Ce să vă spun?
Întotdeauna este pro și contra, da. Ca orice. Și da. Până la o roche și până la un batic. Da. Deci eu încerc să fac mâncăruri ușoare. Să știți că pentru mine asta e o mâncare foarte ușoară. Fiindcă sunt și câțiva ciupercuțe am pus, nu știu dacă găsesc eu vreuna. Nu mai îmi dacă să-i fac poză, te rog. Eu am și ciuperci aici, dar nu știu unde e. Ia că-t-o. Uitați, vedeți? Am pus și ciuperci, am pus și dovlecel, am pus și ardei și morcov și e o mâncare foarte ușoară, sincer. Dacă ar fi pus suc de roșii și usturoi, pentru mine deja ar fi fost mai greu, mai grea. Dar eu, fiind diabetică, chiar mânc cu plăcere. Nu e nicio problemă. Nu ne face rău. Vă dorim numai bine. Pace, la revedere! Pace.